Ce faci, Iuță? Avem prima captura zilei. Ne-a ajutat enorm. A schimbat sandwich-ul. L-am scăpat. Incredibil. Bravo, băi. Chat, lăsați-mi un comentariu exact chiar aici, chiar acum, ce ar trebui să fac, să-l trag sau nu. S-a înțepat săracul singur de burtă. Păi, da, deci uitați-vă un cafaș. Uitați cum pescuiește uții. Nu o scăpa asta, a? Nu o scăpa. Ba, da. Nu o scăpa. Ia uite-l. Hai, uf, cu bună dimineața și bine ați revenit la un nou fishing vlog. Suntem alături de frații noștri Goguleață și Coracu. Mai pe spate să-i vedeți puțin mai târziu. Momentan avea cea mai jos pe baltă. Sunt super încântat, mi-e super frig. Trebuie să bat super rapid toate astea în baltă. Abia aștept, facem lansetele, facem nada foarte rapid pe fast forward și ne vedem puțin mai târziu. Nu uita să rupeți butonul ăla de like, share și subscribe dacă îți place ceea ce fac. Am reușit să băgăm bețele în baltă. Am ajuns la ora 7 pe baltă. E 9 și abia acum am reușit să băgăm tot. Omoară și tu sunetul ăla. Nu vrea el. Ei, Goguleaț, e în fața noastră cu doi pești, că el a ajuns la 5:30, noi am ajuns la 7. Am prins trenul la Pasărea, la trecere acolo, fac jumătate de oră la trecerea de tren și am pierdut timp aiurea. Ia vedeți cum arată, două. Frumoasele astea două stau direct pe sandwich, cu băgate în dip ca lumea, făcute bine, 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 rău de tot. Aici avem feederele. Se așteaptă bine pe ele. Așteptăm să vedem ce iese. Ne-am așezat și noi. Stau să vă arăt. Ia, vedeți ce scaun mi-am luat. Am uitat să-l iau de acasă. Așa ca scaun după balt, ce să fac. Când ești prost, mai și arăți că ești prost. Da, aia e. Revenim cu primul pește și să sperăm că cu o captură frumoasă, Goguleaț a luat 2 la 3 kg și sunt cam gelos așa, dar vedem ce este. Ia zi, Uță, ce faci? Te chinui tare? Îți place balta? Sunt tot în tare încât s-a desfăcut chiar de la nod. Dar îmi place balta. Arată-și ce vedem. Bagi în gură? Da. E bun? Ce nadă folosești? Special grid, special G. Cum era aia? Sponsor mie, a? N-au nevoie. Haide, asta o să fie prima lansetă care scoate un pește. După aia vine una de aici. Și gata, ajunge cu asta, face și el. Pac, frumos, stai să faci și o poză. Gata. Ai zis la lume că ai avut curaj. Ce am avut? Ai zis la lume că ai avut curaj să-ți cumperi iarăși alea de la BMW? Am avut. Capacele de la roți? Am avut, dar să nu vă pune dracu să le furați de nou, că vă sparg. Ce faci, Iuță? Avem prima captura zilei. Care ne-a ajutat enorm. A schimbat sandwich-ul. L-am scăpat cu tuturor asta. Incredibil. Bine. Eu zic că e un semn, Luț. Da, e un semn bun. E un semn. Bun. Vă așteptăm. Partea a doua. Nu-l mai scăpăm de data asta. Să scoți și eu peștele ăsta frumos. Cum? Aute. Mamă, și știi care e problema? Fix la lanseta care mi s-a întors vârful când am aruncat. Ce avem, Muțile? Ce facem un live? Pe YouTube? Ce facem eu? Cum stă vârful? Cum face vârful ăla? Faci. Ce faci? Ce moment le folosești? Ce mi-a oferit domnul Goguleaț. Știi cum e? Nu e la pătrepiță.
frumos. Elevu. Eu n-am ăla de sucut. Filmările tale, ale al meu. Ia văzut. Bravo, băi. Ce faceți? Bag mâna după. Bag mâna. Hai, tati, stai, tati, stai, tati. Stai, tati. Vreau să iarăși lui fata mea guguleanță. Cum s-a ciupit. A, bagă camera aici în buză. Buza asta de jos, ia uite. Frumos? Așa pare. Goguleață ce pedalează. Ia vedeți-l. Doar așa, ca și scurtmetraj, i-am găsit fratele. Aha. Ia vedeți-l. Ia uite-l. Băi! Ia uite-te la mine. Semana, să mor eu. Cu fratele tot aici, din baltă. Uitați-l. Să-l iau pe băiatul ăla pe goguleață, să cărăm toate sculele dintr-o parte în alta. Rămânem, din păcate, doar noi doi. Uitați-l. Uitați mesanțul și pe el. Am cum trepești. Mai așa, mai așa, mai așa. Și acum începe nebunie cu uții. Goguleț, hai să mă ajuți. Hai. Ai o misiune imposibilă. Ia uzi. Am umblat la ele, ce vrei. El este goguleaț, infractorul, cel care a reușit să prindă 3 comori în această zi. Le-a căutat și le-a găsit. Dar oare va reuși să mai găsească în continuare? 3. Încă 3 mai dorește. Își va atinge țelul în această minunată zi? La ce mers de felină are, doarme într-o oră. Vă rog, domnule goguleaț, luați din față, nu din spate. De ce? Că din spate pot eu să te filmez pe tine, de-aia. Hai. Aia zic. Eu curbez. Ușor. Ușor, ușor. Hai, lovi Logan. Lasă-mă aia. Că iau eu după. Mai faci un drum? Da. Păi trebuie să iau și aia. Aia zic. Foarte bine. Stăm aproape unul de altul acum. Altfel merge pe ăștia. Păi da. Ce? Ce vârf perfecții din ăsta?
Uite stânga mult. E tu ce știi? Ha. Dai drept. Aaa, mi-am prins bănuța. Nu, nu mi-a bine că mi-am prins bănuța. Mamă, perfect. Hai că perfect. Ce rău? Stă puțin strâm, da. Îl rezolvăm noi după. Suntem într-un posibil mini drill. Dar nu-mi dau seama că nu o ridică, doar o lasă. E de la al naibii. Ce naiba am aruncat-o, cred că nici acum câteva secunde. Fratele meu, Goguleață, zice că vine spre mine, să-l trag, să nu-l trag. Chat, lăsați-mi un comentariu exact chiar aici, chiar acum, ce ar trebui să fac, să-l trag sau nu. Da, i-a agățat peștele. Nu? Nu e? Ce mă, nu e? I-a agățat? Ai văzut și culoare și tu îmi zici că nu e. Nu văd. Păi da, că ți-a făcut bula acolo de apă. Nici bine n-am aruncat-o, bă, băiatule. Bă. Nici bine n-am aruncat-o, în bot i-am pus-o. Dacă ar veni și fratele meu Goguleață să mă ajute, a, nu prea vrea el. Știi că ai dat peste mine, nu? L-ai dat peștele meu. Nu văd. E aici. A, cred că e micuț, bă. Ce contează? Ușor. Ai luat? Da. Aia zic. Ha. Recording? Păi care, că e... Filmează deja aici, nebun, ia uite-l. Uite să-ți bate, frăier. Bravo, bă. E micuț, bă. Cred că le liberăm, Goguleaț. A mea? Aia pe Green Betainu. Dați-l încă o dată. Frumos foc. Le liberăm imediat. Nu știu cât dintre voi face tehnica asta, dar am dat cu un dip direct pe pop-up și direct pe momitor cu o cruce. Doamne ajută, ne-a ajutat, a venit peștișorul ăsta, are un kil jumate, e sănătos tun. Ia zi-ne tu, Goguleață, ce ai făcut chiar aici și chiar acum? Am rupt un forfac, e al doilea pe ziua de azi, m-am obișnuit, vreau să învăț să fac noduri. Sper că mai găsesc cum. Ah, nu, că mai am, mai am. Forfac mai? Toate le arunc, dar nu știu, frate, cum pleznește. Nu sunt eu prea puternic. Cred. Ce, nu ești de acolo cu mine? Nu, cred că e din cauza la pălăria aia. Pope marinarul te vezi, nu? Dar tu? Cum arăți? Eu? Și eu arăt bine rău de tot. Eu sunt un fel de yeti, dar tu ce scuze ai? Eu sunt ursul ăsta. Da? Da. Am văzut că-s gras. Da. Mai degrabă umflat decât gras. Bă, ia, hai, du-te la din la casă. Trage peștele, nu trage peștele. Trage peștele, nu trage peștele. Trage peștele, nu trage peștele. Trage Goguleață, nu trage la Goguleață. Trage la mine, nu trage la mine. Bă, nu vrea, dar nici de-al naibii. Trage, nu trage. Trage, nu trage. Nu ne mai chinuim că sigur nu trage, adică dați-vă ce față am. Pălăria îmi stă bine, părul îmi stă și mai bine, lasă mai bine cu pălăria. Don Quixote sunt. Mamă, zici că ăla din, cum îi zice, mă? Cu pisica, cu bocăncei. Gavruș. Cum, mă? Motanul încălțat. Uf, atât a fost să fie. O să te anunț doar că e mare. Doamne ajută, așa să fie. La lanseta asta l-am scăpat. Da. Dacă erați în lateral. Lateral? Nu, un lanseta în lateral. Așa. Încercăm să-l aducem la mare, să aruncăm undeva la 100 de metri. Pas de frumos. 55. De metri? Mai era de la mine, nu? Nu, de la tine?
ar fi bine să nu-l forțez chiar atât de tare. Dar vezi că frână un pic cam tare. Ușurel. Te aștept. Uite-l aici, amine. A luat de burtă, l-ai luat. Știi ce e, da? Ce e? Novac. Am urtă. Așa mi s-a părut, că are coada urtă. Nu-l băga pe aici. Asta vreau, să nu-l bag pe acolo. Bagă vârful în apă. Nu. Bagă vârful în apă. Nu. Când peștele e mai mare, trebuie să te lupți cu el, băieți. Când ce? Când peștele e mai mare, trebuie să te lupți cu el. Da? Hai, îți recunoaște că le-ai agățat singur. Ne-a gătat aici, să ai... Bă, e mare. E un pic. Dar nu știu unde e. Jur că nu-l văd. Hai. Ce fac acum? Ce fac acum? Întoarce-l la invers. Bravo, mă. Bravo, băi. Bravo, tată. Bravo, Guguleaț. Dai să ia. Ia, vezuții. Ce facem acum? S-a înțepat săracul singur de burtă. Băi, la... deci uitați-vă mâncat așa. Uitați cum pescuiește, uți. Nu-o scăpa asta, a? Nu-o scăpa. Ba, da. Nu-o scăpa. Ia, uite-l. Uite ce gaură i-am. Uite, ești nebun. Îți dea Dumnezeu sănătate, te că ai venit pe la mine. E frumos, rog, bă. Mai frumos sunt eu. Mai frumos ești tu, nu? Ce să zicuți? Arunchin? Auzi, băieți. Haide să vedem. Cât reușește această bestie să aibă. Recordul meu este la 3 kg jumătate. Și norocul nostru incredibil, 3 kg. Nu te-a avut recordul. N-are nimic. Încheiem și noi această zi minunată de pescuit. Am fost alături de Conacu și de Goguleață, care în momentul de față este în fața camerei. Aceasta este ultima noastră captură. În cara zic eu, frumos, nu fugi, tati. Nu fuge, nu fugi, tati te iubește, tati te mănâncă de seară. Ube, tata, dă boticola. Hai, zic. Băi, exact când vreau să pun mâna pe la setă, să începem să strângem, s-a auzit prrrr și a apărut băiatul meu. Zici tu că era la feeder? Te-am păcălit. A, m-am păcălit. Ce părere aveți de el? Ce părere aveți de nada de sub unghii? Un catru mai aproape, se pare mai mare. Îl avem pe Goguleață în prim plan? Nu e. Bă, nu, dă-i mulinetă ca lumea că este. Este? Nu e. Este? Nu e. Până la ultima speranță, dă-i acolo tare. Nu e, mă, uite. Dă-i tare că simt eu că e.
Uite-l, mă, că e. Da. Bun. Ia, uite-l. Bă, l-ai ratat aici, la malum. Urât din partea ta. Hai. Ultima noastră Uchile speranță. Nu ghinion. Bă, Goguleață, ai pierdut ultimul pește? Am zis că e o chemare așa, să începi și tu, dracu, să strângi odată. Deci eu am strâns aproape tot. Sunt cu bagajele jumate în mașină, care e puțin mai încolo. Am simțit că mai trage unul. Am simțit că mai trage unul. Uitați-mi fractorul. Nu brizi mica la acecoale, nu? Goguleață, spune-ne puțin despre această minunată zi. M-am trezit de dimineață cu Goguleață. S-am venit într-o misiune. Și am prins doi pești repede și după aia am stat degeaba. Îmi cer scuze că vă plictisește. Nu mai așa mai plictisitor. Bă, nu, a fost tare, frate. Am schimbat placa. Bă, am avut activitate, am prins trei pești. L-am ajutat pe fratele Uzi, am filmat. Și îmi doream să fac eu astăzi. Și eu tot trei pești am prins. Da, la ce pești frumoși. Aia zic. Îmi pare rău că nu ți-ai bătut recordul. Nici eu nu mi-am bătut astăzi. Însă... Recordul tău încă să-ți bate lângă noi. 4,2 kg recordul meu. La 3,5. Nu-i problemă, nu-i timpul trecut, încă ești tânăr, nu ca mine bătrân. Recunoaștem ce să facem. Și data viitoare când venim, venim mai de dimineață. Aia zic. Eu am fost Uții alături de Goguleață, voi ați urmărit Fishing Vlog. Noi ne vedem data viitoare, nu uitați să rupeți butonul de like, share, subscribe și ce mai vreți voi.